Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Ziua de marți este extrem de frumoasă, nu prea sunt lucruri tensionate. Este o zi foarte bună în care luna aflată în semnul gemenilor face o conjuncție cu Marte, aflat tot în gemeni, dar și un trigon cu soarele din vărsător. Asta înseamnă că este o zi cu mult curaj de a ne exprima ideile, o zi în care suntem foarte bine susținuți pe studii, pe comunicare, pe drumuri. Este o zi în care cei care aveți examene vedeți că lucrurile sunt bune, însă v-aș recomanda totuși și o oarecare atenție la detalii. Este o zi de marți în care, culmea, chiar e ziua lui Marte și Marte chiar e în niște uh, Poziții foarte bune, da? mai ales acolo îmbrățișat cu luna, e ok și în semnul gemenilor. Pe de altă parte, este o zi în care pot apărea provocări și vom vedea că mulți oameni își vor exprima mult mai sincer, mai autentic tot ceea ce ține de, să spun așa, emoțiile lor. Da? Vom putea să ne exprimăm exact cum simțim, exact cum considerăm. Avem data de 31, ultima zi din din luna ianuarie, și interesant este că se află sub energia spânzuratului. Eu cel puțin nu mai așa am simțit-o, dar mi s-a părut că lucrurile au mers foarte greu și mi s-a părut că s-au întâmplat enorm de multe lucruri de la începutul anului până acum. Simt că deja este jumătatea anului ca și. Ca și volum de muncă, ca și volum de activități, dar în același timp mi s-a părut că lucrurile parcă stăteau pe loc și parcă dădeam așa din mâini cu toții, dar nu ajungeam nicăieri. Ei, probabil au fost și planetele respective retrograde, de acum gata, ați văzut peste tot și Uranus a ieșit de câteva zile bune din retrogradare, se mai clarifică lucrurile. Totuși, spânzuratul aici, m-aș gândi că vine cu o altă variantă în legătură cu niște activități pe care le avem de făcut. Fie că discutăm de o bancă, fie că discutăm de niște bani, de cumpărături, de confortul nostru. În general vorbim, nu știu, vrei să te uiți la un film și se blochează uh, programul pe care te uiți sau uh, vrei să mergi la magazin să-ți cumperi ceva și te, te mir că e dita mai uh, aglomerație acolo și că e nevoie să stai mult la rând. Pentru unii, repet, pot fi lucruri extrem de intense, extrem de profunde, dar pentru alții, v-am spus, sunt lucruri aparent banale, așa că e bine să nu ne supărăm. Totuși, aș crede că este o zi în care avem iluminarea, dar avem ideea de a, de a reacționa puțin diferit în legătură cu anumite situații. Sponsoratul totuși este energia peștilor, nu vorbește neapărat despre sacrificiu și blocaj și lacrimi și suspine, ci în acest context poate să vorbească și despre o altă soluție. O altă soluție la o problemă pe care o avem. Doar că este nevoie să vedem lucrurile diferit și în sfârșit o să ieșim din energia arcanei majore puterea și o să intrăm în energia eremitului, dar poate o să discutăm miercuri mai pe larg. Tot spun că fac acele filmări pentru ce se întâmplă în luna următoare și n-am mai apucat nici pentru 2023. Nu e un an bun, dar ideea este că e fratele cel uriaș al lui 2020. Am mai spus chestia asta și se anunță destul de interesant, mai ales din martie încolo, e, e ok. Revenind, deci ieșim din energia puterii, intrăm în energia eremitului, sperăm că ceea ce s-a întâmplat în viața fiecăruia în ianuarie să reprezinte ca o parte practică, ca o practică, știți cum se face practica, nu știu, în facultate sau în diferite domenii. Deci partea aia practică din care extragem teoria și în în februarie avem examenul teoretic, da, a venit și pisica să vă salute și gata, începem cu zodiile. Zodia berbec dragii mei berbeci pentru voi este o zi bună. Marte, guvernatorul vostru se îmbrățișează cu luna, deci toate bune și frumoase. Aveți o uh, inteligență emoțională aparte, voi cel puțin când veți comunica sau dacă ai ceva de studiat, folosește te de intuiția ta, folosește-te de lucrurile din jurul tău. O zi bună pe drumuri, o zi bună în care poți să rezolvi ceva legat de o mașină, ai o conversație plăcută, ceva ce te bucură, dar mai mult decât atât este o zi bună în relația cu un prieten sau în cadrul unui grup de oameni din care tu faci parte. Da, să vedem ce îți spune și tarotul. S-a întors o carte și o voi lua în considerare dacă o găsesc. Am găsit-o. Nu. Trebuie să o găsesc. Gata, am găsit-o. Vai, ce frumos! Să știi că s-a meritat așteptarea. Uite, avem un 6 de monede și cu 6 de bâte. Este clar o bucurie pentru tine legată de cumpărături, o bucurie legată de bani, dar văd aici și faptul că te simți mult mai bine, te simți apreciat, te simți lăudat. Următoarea carte pentru tine este nouă de spade, multe gânduri pe care tu ți le faci uh, în ziua de marți, dar este și o zi în care te stresezi în legătură cu un împrumut, în legătură cu niște bani, cu niște cumpărături sau uh, chiar în legătură cu ziua de mâine. Următoarea carte, Eremitul pentru tine, o legătură cu Zodia Fecioară, Ziua de marți vine pentru tine cu înțelepciune, dar și cu un sfat extraordinar de bun pe care îl primești din partea unei persoane mai în vârstă sau din partea unei persoane care are o experiență mai mare. Unii vă stresați pentru un eveniment care urmează în februarie. Zodia Taur, dragi Tauri, o zi bună! vă simțiți invincibil, vă simțiți bine, primiți niște bani pe care cineva vi-i datora de mult timp sau rezolvați ceva legat de bani, ceva legat de un contract pentru alți tauri. Vă simțiți apreciați, vă simțiți bine și interesant este că astăzi primiți o veste foarte bună din partea autorităților, din partea unei instituții, din partea șefului, chiar o zi în care poți să ai o relație bună cu persoana iubită sau cu uh, o persoană importantă din viața ta. La baza pachetului pentru tine, faietonul, o legătură cu Zodia Rac, un drum pe care îl ai de făcut astăzi, dar văd și un triumf, o victorie pe care tu o ai. Următoarea carte, 7 de băte, se pare că ești foarte hotărât să iei atitudine într-o situație, dar văd că te simți bine pentru că Într-o situație în care toată lumea te contrazice, astăzi ți se, ți se arată faptul că ai dreptate, ți se arată faptul că poți merge într-o anumită direcție Regina de băte următoarea carte, o legătură cu o zodie de foc, Leu Berbec Săgetător Este o zi în care o femeie speră, o femeie crede în tine, te ajută, te susține, dar este și o zi bună pe negocieri Ultima carte pentru tine, Turnul. Turnul vorbește despre un eveniment neașteptat, despre cel moment în care o poveste se rupe. Da? Atenție la o rivală astăzi, dragi tauri. Nu știu, sau vă auziți o veste de o persoană pe care nu prea o suportați și o să fie urât ce spun acum pentru unii. Bine, nu știu în ce sens. În sensul că Auzi o veste mai puțin plăcută în legătură cu o persoană pe care nu o suport și culmea chiar te bucuri, da. Da, sună cam ciudat, dar ce să facem, asta e povestea. Suntem oameni, da, e normal să fie așa. Zodia gemeni dragii mei gemeni o zi cu mult curaj pentru voi, o zi în care veți exprima tot ceea ce veți simți o zi în care te simți valoros, te simți bine, te concentrezi asupra ta asupra plăcerilor tale, și interesant este că primești o veste bună din partea unei persoane care are niște studii înalte sau cineva care studiază la nivel superior. Dacă ai un examen astăzi, lucrurile sunt bune, dar mai văd și o relație bună cu străinătatea sau o relație bună cu zona aceasta spirituală. Ești extrem de bine susținut astăzi pe comunicare, pe studii, pe învățat, deci tot înainte. Tot înainte că lucrurile sunt bune. La baza pachetului pentru tine avem arcana majoră, faietonul, o legătură cu zodia rac. Este o zi cu provocări pentru tine, dar pe care vei reuși să le depășești foarte ușor și o zi în care primești o veste bună. Faci un drum pentru a rezolva ceva. În legătură cu o situație în care tu ești în așteptare, aștepți un răspuns de mult timp sau uh, cartea aceasta poate să vorbească și despre faptul că astăzi uh, îți îndrepți puțin privirea asupra trecutului, uh, tocmai pentru a te bucura de ceea ce ai făcut tu, ceea ce ai strâns tu. 4 de spade, o zi în care simți nevoia de odihnă stai, analizezi o situație din mai multe puncte de vedere, dar această carte vorbește și despre un moment de echilibru în viața ta. Ultima carte, Cavalerul de monede, văd aici faptul că ceva se mișcă greu astăzi pentru tine, dar Cavalerul de monede este o persoană pe care te poți baza, deci este ceva stabil, este ceva bun pentru tine care se desfășoară în ziua de marți. O zi cu multă seriozitate, aș putea să spun, și o zi în care te simți așa mai așezat, mai sigur pe tine. Zodia Rac, Dragii mei, raci, o zi cu foarte mari surprize pentru voi, mai ales din partea șefilor, din partea persoanelor cu autoritate, dar și o zi cu surprize din partea persoanei iubite. Mai mult decât atât, este o zi foarte bună în care reușești să te eliberezi de ceva anume. Primești o veste, se întâmplă o mică mare minune, se întâmplă lucruri extrem de plăcute pentru tine și asta e absolut fantastic. Da? Poate să fie ceva legat de o bancă, ceva legat de o moștenire sau ceva legat de niște economii, de niște bani. Se rezolvă ceva și tu ești bine susținut din toată povestea asta. La baza pachetului pentru tine avem asul de monede care vorbește despre un nou început. Asul de monede vine cu o energie nouă, frumoasă, vorbește despre um, ceva nou ce îți cumperi, sau un proiect nou care începe. Este ca o dovadă pe care tu ai așteptat-o și care acum apare în viața ta. Mai departe, 5 de spade, o problemă aici legată de un compromis, mai văd, sau ceva legat de o nedreptate pe care cineva o face. Este o persoană care profită de o poziție în care se află. Următoarea carte, 7 de cupe. Atenție foarte mare astăzi, dragi raci, pe contracte, asocieri și parteneriate. Este o zi și cu iluzii pentru tine, dar o zi și cu bucurii. Da. Ultima carte, 5 uh, de bâte avem aici pentru tine. O zi cu predispoziții spre conflicte, dar este o zi în care lucrurile se liniștesc. Faptul că tu te impui, faptul că tu comunici, faptul că apare această nouă etapă, această șansă pentru tine, să știi că va crea destul de multe reacții ciudate din partea celorlalți. Acest as de monede poate să însemne și un nou proiect sau ceva nou ce tu îți cumperi, dar e vorba de ceva material, de ceva fizic. Zodia leu Dragii mei lei, pentru voi este o zi liniștită, o zi frumoasă în care un prieten te poate ajuta foarte mult într-o situație. Este o persoană puternică, o persoană cu niște cunoștințe înalte. Pentru alții văd uh, o adunare de oameni în care mergi. Poate să fie o ședință, poate să fie uh, o întâlnire cu niște prieteni. Și interesant este că foarte multă susținere ai din partea unui colaborator, din partea unui coleg, din partea unui client, deci e cineva care te susține. Astăzi reușești să-ți faci niște înțelegeri extraordinar de bune cu cineva anume. Și deci relația, în general, cu grupurile de oameni, cu ceilalți, sunt extraordinar de benefice. La baza pachetului pentru tine, avem Arcana majoră numărul 15, o legătură cu zodia Capricorn, o zi cu lupte, o zi cu și cu optul ăsta de spade, e cu blocaje aici. Sunt niște blocaje legate de niște adicții, un orgoliu, ceva legat de o manipulare. Deci atenție puțin astăzi, dragile, la așa ceva nu vă lăsați conduși de teamă, încercați să înțelegeți că aveți soluții la toată această situație. Următoarea carte, Asul de spade, o soluție care se găsește la o problemă, dar Asul de spade vine și cu o decizie importantă pe care tu o iei sau o decizie pe care o persoană dragă ție o ia. Următoarea carte, Împăratul, o arcană majoră, o legătură cu Zodia Berbec. Este un moment pentru tine de putere, un moment în care ai o persoană importantă, așa cum ți-am spus, care te ajută, însă ți se cere totuși să accepti această nouă regulă sau această nouă idee care îți vine, pentru că este extrem de benefică pentru tine. Foarte interesant, dragilei, hai să vedem mai departe. Zodia fecioară. Pentru tine este o zi în care strălucești de-a dreptul, te simți foarte bine, se rezolvă ceva legat de un contract, de o asociere, ceva legat de relația ta cu șeful. Este o zi de mare putere pentru tine. Toată lumea te aplaudă, te simți bine și uite, rezolvi ceva legat de muncă, ceva legat de o activitate pe care tu o faci sau pentru alții dintre voi. Este o zi în care însănătoșirea apare fără dar și poate. Găsești o soluție la o problemă de sănătate, reușești să-ți rezolvi ceva important pentru tine. Hai să vedem, dragi fecioare! La baza pachetului justiția, o legătură cu zodia balanță, văd aici, dar și o zi în care poți să rezolvi niște lucruri foarte importante legate de acte, hârtii și documente. Apoi avem cavalerul de monede, care este o energie stabilă, sigură. Te văd aici că te simți bine pentru că primești o veste bună legată de niște acte. O veste bună legată de o nouă etapă din viața ta. Faci un drum și rezolvi ceva important, iar apoi pajul de bâte vine cu o energie tânără, frumoasă. Aici tu faci o activitate nouă în ziua de marți, îți găsești o pasiune sau, așa cum am spus, primești o veste bună. Simt că unii vă recapătați energia, da? vă simțiți mai bine. Steaua, ultima carte, o legătură cu un vărsător, Steaua vorbește despre acea speranță pe care tu o pui undeva sus, vorbește despre lumina de la capătul tunelului, dar și despre faptul că rezolvi ceva important astăzi legat de zona tehnologiei. Zodia balanță. Dragi balanță, e o zi bună în care primiți vești, vești extrem de frumoase de la o persoană din altă țară sau de la o persoană străină. Pentru alții dintre voi, este o zi în care se rezolvă multe lucruri legate de studii, legate de spiritualitate, de ce nu. În sfârșit ești mai încrezător în ideile tale, în gândurile tale, în principiile tale de viață. Cred că e mai corect așa. Și în sfârșit te simți bine astăzi, simți așa că trăiești. O zi bună să te vezi cu persoana iubită, o zi bună să stai de vorbă, să te simți bine, să ai niște discuții benefice, frumoase. Hai să vedem. Sau o zi bună să rezolvi ceva legat de o afacere, ceva legat de un copil, pentru alții dintre voi. Avem aici regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn, o zi în care ești sigur pe tine, ai o legătură cu o casă sau cu un teren, văd aici o persoană matură pe care tu te poți baza. Arcana majoră, puterea, o legătură cu Zodia Leu, primește aici o veste bună din partea unei persoane foarte energice, dar văd aici și faptul că, așa cum am spus, în sfârșit ești mai sigur pe tine, este o zi în care lucrurile îți funcționează uh, foarte rapid. Asul de monede, care vine cu o șansă extrem de pozitivă pentru tine, este ca o dovadă pe care o primești, cum că lucrurile sunt bune. Ultima carte, optul de cupe, avem aici, care vine cu o renunțare. Este o zi în care tu îți dai seama că o anumită oportunitate este bună și atunci, nu știu, e o zi în care renunți la o activitate. Ai vrut să faci ceva și nu ți-a ieșit. Și îți dai seama că mai bine renunți la lucrul respectiv. Unii, nu știu, v-ați, sau mă rog, v-o să vă programați să mergeți la cumpărături și vă dați seama că mai aveți mâncare în frigider și că nu are sens să mai mergeți. În sensul ăsta, da? Pentru alții sunt lucruri mari această dovadă, acest lucru pozitiv care se întâmplă, te ajută pe tine să lași anumite idei în spatele tău. Zodia Scorpion, dragii mei scorpioni, pentru voi este o zi de mare putere, o zi cu multă pasiune, o zi energică, dar mai mult decât atât, este o zi foarte bună în relația cu o persoană din familie. Dacă vrei să rezolvi ceva important legat de trecutul tău, legat de o casă, de un teren, ziua de marți este foarte favorabilă. Hai să vedem, dragii mei scorpioni, ce faceți voi. Trei de cupe. O bucurie mică pe care o ai, o mică întâlnire, nu știu, e o atmosferă bună la muncă, este o atmosferă bună, în general, în viața ta. Pajul de spade vine cu multă curiozitate, dar vine și cu acea energie de uh, a încerca să studiezi ceva. Cineva ți atrage atenția sau chiar încerci să rezolvi ceva important regat de niște acte. Doiul de băte vorbește despre o așteptare mare în care poți fi pus astăzi, dar și de o legătură puternică cu zona străinătății. Niște planuri pe care ți le faci pe un termen mai lung. Iar ultima carte este judecata, ceea ce înseamnă că după o lungă așteptare apare un verdict, apare o decizie. Judecata spune despre un final a unei etape mai puțin plăcute din viața ta. Apare speranța, dar este ceva pe un termen mai lung. Zodia Săgetător. Dragii mei săgetători, pentru voi este o zi foarte bună pe relații, contracte, asocieri și parteneriate. O zi în care ai ocazia să cunoști o nouă persoană sau dacă ești deja într-o relație, ești foarte bine susținut să te întâlnești cu persoana iubită, să stați de vorbă, dacă lucrezi cu oamenii, da, cu clienții, astăzi vei avea din plin multe oferte, vei avea multe persoane care vor apela la tine. Dar este și o zi bună ca să rezolvi o problemă legată de o mașină, un drum pe care îl faci te ajută mult să-ți rezolvi anumite probleme, dar și o discuție pe care tu o ai, ți este foarte favorabilă astăzi. O negociere sau o discuție care te susține extrem de mult. A ieșit prima carte pentru tine și avem momentan la baza pachetului asul de spade, o soluție pe care o găsești, o victorie, ceva se clarifică pentru tine și arcana majoră numărul 13, o legătură cu zodia scorpion. Aici este clar vorba despre faptul că ziua de marți vine pentru tine cu începerea unui proces de transformare. Dar, alți săgetători, pur și simplu vă simțiți siguri pe voi, știți foarte bine ce vă doriți, veți trăi intens această zi de marți. Următoarea carte, Faetonul, o legătură cu Zodia Rac, a doua arcană majoră, e mult, deci. Rezolvi ceva important sau iei o decizie importantă legată de un drum. Următoarea carte, pajul de cupe. O legătură văd aici cu o persoană mai tânără, dar pajul de cupe vorbește și despre un nou început. O nouă persoană pe care o poți cunoaște, noi sentimente pe care le experimentezi. Și asta e de bine. Zodia Capricorn. Dragi capricorni, o zi bună pe sănătate și o zi bună la muncă. În egală măsură, poți să primești astăzi o veste legată de o avansare sau pur și simplu ai o relație bună cu colegii tăi, ești apreciat, te simți bine, poți să rezolvi ceva foarte important legat de dieta ta, ceva legat de modul tău de a te manifesta. Iar cei care așteptați bani aveți ocazia să primiți astăzi um, o muncă pe care o veți face Fie că este ceva aparent banal, ajuți un vecin sau știu eu cineva să cere ajutorul Ideea este că oricum ar fi, ești foarte bine apreciat de către ceilalți, ești bine susținut, toată lumea te aplaudă Hai să vedem, dragi capricorni La baza pachetului pentru tine avem Arcana Majoră, Marele Preot, o legătură cu Zodia Taur, o zi în care te simți binecuvântat, ești protejat și este o zi în care tu ești extrem de bine susținut pe tot ceea ce ține de credință. Poți să faci o înțelegere cu cineva? Mai văd un nas de băte. Dacă îți cauți un loc de muncă, ai toate șansele să găsești în ziua de marți, așa că ar fi bine să depui un CV sau ar fi bine să te interesezi. Apare o nouă activitate, o nouă pasiune, este ceva ce ție îți dă credință, ceva ce ție îți oferă entuziasm, bucurie. Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, o zi în care ceva se clarifică, ceva se rezolvă pentru tine legat de o instituție publică. Ultima carte, 4 de monede și interesant este că te simți sigur pe tine, așa cum ți-am spus, ești apreciat, chiar și din punct de vedere financiar ai șanse să rezolvi ceva legat uh, astăzi, da? ceva legat de bani astăzi. Zodia vărsător Dragii mei vărsători, o zi foarte bună în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil sau în cadrul unei afaceri. Negocierile îți merg de minune sau primești o veste bună, ai o conversație plăcută, faci o plimbare scurtă cu copilul tău sau cu persoana iubită. Tot astăzi lucrurile stau foarte bine în relațiile tale, în general vorbind poți să ieși, să te plimbi, să te simți bine. Este o zi destul de relaxantă pentru tine, o zi în care te simți extraordinar de bine. Vrei să te distrezi, vrei să te relaxezi. La baza pachetului, pajul de cupe, văd aici că un copil are un rol important în viața ta astăzi, dar văd și o nouă etapă, noi emoții pe care le simți. Sunt lucruri pe care poate nu le-ai mai simțit până acum, acest cavaler de cupe vine cu o propunere pentru tine, o propunere legată de iubire sau o propunere pur și simplu ca o invitație. Ești invitat în oraș sau faci un drum spre un loc drag sufletului tău, cineva îți vine în vizită. Regele de spade este energia ta și anume, astăzi vei reuși totuși să fii destul de rațional în ceea ce privește distracția, munca și vei reuși să te organizezi foarte, foarte bine. Regele de băte. Aici ori tu, ori un copil, ori cineva din viața ta are legătură cu niște instituții sau cu două persoane mature. Mai văd aici o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. O, o zi cu multă energie masculină, deci multă siguranță, multe activități, Zodia Pești. Dragii mei pești, este o zi bună în casă și în familie. Relația cu rudele se îmbunătățește și cei mai mulți dintre voi găsiți niște soluții legate de acele probleme financiare. Pe de altă parte, este o zi în care reiei legătura ori cu o rudă pe care nu ai mai văzut-o de mult timp, ori uh, cu un prieten, cineva din viața ta. Poate să fie un fost coleg de muncă. E cineva cu care tu ei legătura astăzi, și din acest punct de vedere, ești extrem de bine susținut. Hai să vedem, dragii mei pești, ce se poate întâmpla în ziua de marți. La baza pachetului, pajul de spade multă curiozitate văd aici din partea unei persoane dragție, dar cartea să știi că vorbește și despre faptul că ceva îți atrage atenția. Au loc niște discuții aici destul de interesante. Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar este și o zi în care, așa cum am spus, te informezi în legătură cu o problemă legată de casă, legată de o sumă mare de bani. Iar următoarea carte este nouă de băte. Puțină oboseală pe care o vei simți, pentru că așa cum am spus, cât soarele va sta acolo în vărsător, tu încă nu vei avea energia vitală necesară. Ți este teamă, nu vrei să renunți, e ca și cum stai și păzești ceva acolo, în spatele tău. Ultima carte pentru tine, Asul de Cupe. O bucurie pe care o ai astăzi, un sentiment de pace, de liniște și tot Asul de Cupe vorbește despre un nou sentiment pe care îl ai. Poate ți este teamă um, de o situație anume. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. De asemenea, vă invit cu drag și la previziunile pentru această săptămână, pentru că așa cum spuneam, în weekend vom avea o lună plină în semnul leului și vă invit cu drag și la previziunile pentru luna februarie, dar și la previziunile pentru anul 2023. Vă îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi de marți cât mai frumoasă.